Petrolul este considerat sângele societății moderne. Această materie primă constituie cea mai importantă sursă de energie a lumii de aproape 100 de ani. Practic, fără ajutorul petrolului, activitățile pe care le considerăm normale în ziua de astăzi ar îngheța. Mașinile nu ar mai avea carburant și, drept urmare, nu vor mai funcționa. La fel și o parte din autobuze, tractoare și autovehicule responsabile de transportul produselor. Nici avioanele nu vor scăpa de această problemă și vor rămâne la sol. De asemenea, și industria îngrășămintelor chimice, a detergenților și a produselor realizate din plastic va avea de suferit. Până și industria de profil se va trezi brusc că angajații care lucrau în cercetarea și extracția petrolului sunt inutili și astfel milioane de locuri de muncă vor dispărea peste noapte. Și totuși ne bazăm atât de mult și exploatăm mai mult ca niciodată o resursă care s-ar putea să se epuizeze. Ei bine, pasul care a făcut diferența a fost revoluția industrială. Inventarea motoarelor cu abur a redus semnificativ munca pe care oamenii trebuiau să o facă. Astfel, deși la începutul secolului al XVIII-lea motoarele pe abur erau alimentate și cu lemne, în scurt timp s-a descoperit că alimentarea cu cărbuni este de 4 ori mai eficientă și mai ieftin de produs. Acest punct de cotitură ne-a adus unde suntem astăzi, mai precis a revoluționat transportul și industria de lucru. Cu timpul, tehnologia a avansat și la începutul secolului 20 cărbunele a fost înlocuit de petrol. Petrolul a început să fie folosit în cadrul iluminării și al automobilelor. Astfel, până în 1919, benzina a reușit să depășească vânzările de cherosen. În cadrul primului război mondial, utilizarea și rafinarea petrolului a fost crucială, deoarece toate echipajele folosite erau dependente de această resursă. Pentru început se caută zăcăminte care ar putea conține țiței brut. Geologii, alături de experții în acest domeniu, fac teste și se asigură că zona pe care doresc să o foreze conține cu adevărat aurul negru. În cazul în care se confirmă, la fața locului va apărea destul de rapid o echipă alături de tehnologie de ultimă generație pentru a depune cât mai puțin efort și a extrage substanța într-un mod cât mai eficient. De cele mai multe ori, după un anumit timp de la începerea forării, presiunea care provoacă erupția țițeiului și a gazelor scade. Acest lucru se remediază prin adăugarea anumitor gaze, a substanțelor chimice sau chiar a apei. În prezent există aproximativ 1,4 miliarde de mașini și peste 95% dintre acestea utilizează combustibil petrolier. Petrolul este indispensabil societății noastre. Practic, o țară care utilizează resurse mari de petrol și țiței este o țară dezvoltată. Benzina, un derivat al petrolului, este cel mai utilizat combustibil fosil care alimentează mașinile. Acest lucru s-ar putea schimba cu timpul, deoarece benzina nu poate fi utilizată în cadrul transporturilor de mare tonaj. Astfel, o mare parte a camioanelor și utilajelor agricole vor utiliza motorina, în timp ce încetul cu încetul mașinile vor deveni electrice. Deși problema emisiilor este discutată foarte des, motoarele diesel tind să facă progrese și să își reducă poluarea. Din punct de vedere al transportului aerian, există aproximativ 39.000 de avioane care au nevoie constant de combustibil pentru a-și duce la bun sfârșit cursele. La fel ca și în cazul autovehiculelor, producția de avioane este în creștere, însemnând că va fi nevoie de o cantitate din ce în ce mai mare de carburant care să alimenteze motoarele. Ceea ce ar trebui să ne preocupe cu adevărat este poluarea făcută de utilizarea acestei substanțe. Poate că în viitor vom găsi noi combustibili mai puțin poluanți și metode noi prin care să-l substituim, însă nu vom putea remedia pagubele pe care deja le aducem planetei. Când o cantitate de petrol se arde, indiferent de scop, se emit gaze precum dioxidul de carbon care poluează aerul și creează cunoscutul efect de seră. Și totuși, pe lângă răul provocat naturii, ne putem pune chiar și pe noi în pericol. În momentul eliberării cantității de dioxid de carbon și a celorlalte gaze, poluăm aerul pe care îl respirăm și astfel devenim din ce în ce mai predispuși, în special copiii și bătrânii, la boli ale plămânilor, cum ar fi astmul bronșic și cancerul. Similar, poluarea oceanelor afectează atât organismele marine cât și pe noi, întrucât dizolvarea dioxidului de carbon provoacă acidificarea oceanelor. Oceanele absorb căldura furnizată de pe urma emisiilor de combustibili fosili, determinând creșterea temperaturilor, afectând chiar și recifurile de corali care se albesc și mor. Aproximativ 90% din cantitatea totală de emisii înregistrată se datorează utilizării petrolului și a derivaților acestuia. Fiind atât de dependenți de această resursă, poate părea dificil să reducem utilizarea și totodată poluarea. Însă, în timp ce omenirea suferă de o încălzire continuă provenită de pe urma poluării, există câteva țări care au luat inițiativă și încearcă să devină mai verzi. În momentul în care se dorește să se foreze într-o anumită zonă spre a putea extrage această resursă, pagubele făcute naturii sunt inimaginabile. Nu numai că zona pe care se va goli totul este foarte mare, dar va afecta împrejurimile prin zgomotul produs de mașinăriile responsabile, inclusiv o mare parte din animale va fi nevoită să-și părăsească casa în căutarea unui nou loc mai liniștit. Anual se estimează că sărăcim planeta de aproximativ 11 miliarde de tone de combustibili fosili. Dacă continuăm în acest fel, resursele noastre s-ar putea să ne ajungă pentru maxim 53 de ani. Și totuși, deși va fi destul de greu să ne descurcăm fără această resursă naturală, va trebui să ne adaptăm și să ne îndreptăm spre noi tehnologii. Tehnologii care promit să ocrotească mediul înconjurător. Se pare că puterea petrolului era cunoscută încă din primul război mondial. Rivalii au dorit să ne atace acolo unde ne doare cel mai tare, și anume în industrie. În timpul acestui război, România a pierdut 1677 de sonde, din care 1047 productive, a pierdut rafinării de petrol, rezervoarele din schele și rafinării cu toate instalațiile lor anexe și o cantitate de derivate de petrol de aproape 830.000 de tone. Suntem în punctul în care trebuie să ne gândim cât mai rapid la o schimbare care să reducă poluarea pe care o facem. În prezent avem destule informații despre cum să utilizăm energia inepuizabilă oferită de natură, însă instalarea unor astfel de aparaturi are un ritm lent. Ne putem folosi foarte ușor de energia eoliană, energia solară sau energia mareelor și astfel putem compensa lipsa petrolului. Acest lucru este durabil, întrucât resursele oferite de natură pot fi exploatate la infinit, fără să polueze și să dăuneze mediului înconjurător. Singurul compromis pe care ar trebui să-l acceptăm este că, la început, va exista o perioadă de aproximativ 2 ani în care aparatura instalată va trebui să-și ramburseze cantitatea de energie pe care a consumat-o în momentul producerii. Însă, după cei 2 ani, ne vom putea bucura de un sistem care produce energie fără să afecteze mediul înconjurător și care va fi așa pentru multe, multe decenii. În prezent suntem atât de dependenți de industria petrolului încât, dacă dintr-o dată aprovizionarea cu această substanță s-ar stopa, noul stil de viață s-ar asemăna foarte mult cu cel de cel puțin 100 de ani în urmă. O exploatare rațională a petrolului ar presupune un nivel de poluare mai scăzut și astfel o populație mai sănătoasă și de asemenea și o planetă mai sănătoasă care să ne faciliteze traiul în condiții normale cât mai mult timp. Trebuie să ne gândim că în ultimii 200 de ani deja am obținut non-performanța de a crește temperatura planetei izbitor de mult. Astfel, renunțând treptat la utilizarea petrolului și îndreptându-ne spre variantele în care utilizăm energia solară, de exemplu, vom trage concluzia acum că această energie nedăunătoare trebuie să fie folosită din ce în ce mai des. MA57/3, sperăm că și ultima. Și totuși exploatăm atât de... În sfârșit. Nu vrea să iasă propoziția asta. Dă-mi laptopul să verific scriptul, că nu e ok. Înjurătura să taie la montaj.